Salut bășacarilor, ce faceți? Zilele astea, pentru că așa mi se întâmplă mereu, am văzut un video la recomandate, mi-a apărut un tip emo care încerca să doboare un record de oase pocnite. Și că recordul ar fi 100 de oase pe care poți să le pocnești singur și am zis, bă, mi se pare interesant, hai să încerc și eu, de ce nu, adică... Idee de videoclip nu mai am. Datorită acestui fapt, astăzi voi încerca să-mi pocnesc cât mai multe oase. Vă provoc și pe voi să vi le pocniți în timp cu mine și vedem să-mi lăsați acolo în comentariu câte ați putut voi să vă pocniți. Nu uitați să lăsați un like și hai să începem la pocneală. Te-ai prins la pocneală. E, episodul ăsta e la pocneală. Te-ai înțeles, mai doamne. Am să încerc să nu vorbesc prea mult ca să ridic sunetul din program și ca să se audă mai bine pocniturile și dacă vorbesc o să vă sparg urechile, așa că îmi pare dacă o să vorbesc. Începem. 1. 2. Nu știu câte am, n-o să le număr, o să văd acolo la edit, o să pun câte sunt. Acum văd că pocnesc ele așa, câte 2, câte 3 deodată, știi? Cred că atât a fost cu mâinile că nu mai pot, gen. S-au dus, gata. Ah, ce-a durut asta. Păi sincer am obosit să mor, adică e obositor și să pocnești oase, vorbesc serios. Nu știu, acum văd că nu pocnește gâtul, mi l-am pocnit azi dimineață, știi, și acum văd că nu mai pocnește. Că mi-am pocnit și spatele, că de obicei pocnea mai mult aici, știi, jos la lombar pocnea mai mult. Că nici degete de la picioare văd că nu pocnesc așa cum pocneau ele odată. Bă, aparent e greuț, mă, să-ți pocnești oase, mai ales, nu știu, tipul ăla gen lui pocneau foarte tare astea de la spate, bă, dar am făcut și eu la fel și nu-mi pocnez, mie nu știu ce am. Cam în minus, de-aia nu-mi pocnez, că lui pocneau așa, frate, făceau leacă așa și pocneau, uite, am făcut, m-am apăsat tare, știi, și nu pocnește, bă. Eu, cum fac antrenamente în fiecare zi, cred că, știi, gen oasele se pocnesc acolo, cât fac eu, gen flotări, ce fac eu și de-aia nu cred că se pocnesc așa multe. Oricum, se aud așa, gen ușor, ușor, știi, gen, se aud în mine cum pocnez. E greu, sună greșit, dar se aud așa în mine cum pocnez. Nu se aude tare. Bă, cam atâta am putut. Recordul cică pe lume e 105. O făcut ăsta un video care a bătut recordul 105 oase. Eu sper că am pocnit măcar peste 30. Bine, cred că sunt peste 30. Da, sigur. Dar oricum, dacă sunt peste 30, mă consider fericit. Acum cred că depinde și de zi, că v-am zis că mie îmi pocnea spatele mai mult, jur. Adică când mai făceam așa, știi, mai pocnea. Dar acum văd că nu pocnește, nu știu ce am. Să-mi ziceți și voi în comentarii dacă ați reușit să vă pocniți măcar cât am reușit eu sau dacă ați reușit mai multe. Care a reușit pe bune, o să aibă un like de la mine pe Instagram care m-a bătut pe mine, știi, gen la oase. Bine, acum nu știu, adică sunt multe teorii, știi, care zic că e bine să-ți pocnești, că nu e bine, știi, că de fapt, că dacă ți le pocnești acum la... Ia! Dar nu, cred că îi pocnești, nu pocnești. Deci că dacă le pocnești acum la bătrânețe o să ai Parkinson și de fapt alții zic că nu, că de fapt e doar un fel de lichid acolo sau nu știu ce-o fi care se strânge între oase. Și tu cum ar veni când faci așa, gen elimini lichidul ăla sau aer sau ce e acolo, știi, de fapt nu-i rău. Cam atât cu acest videoclip, se pare că nu am putut să bat recordul pe lume de oase. Pot mai încerc să trag un pic, gen așa, pe video, pe dar nu mai, gata, m-am dus. Nu uitați de un follow pe Instagram la Niculeț, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, bă!